Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire, de această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizezi relația dintre tine și persoana la care tu te gândești în prezent, în viitorul apropiat, adică următoarele câteva ore, maxim câteva zile, dar și pentru viitorul mai îndepărtat, câteva zile, o săptămână, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Este important momentul în care intri. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală, așa că te rog mult să iei de aici doar mesajele care se potrivesc situației tale. Să vedem așadar ce anume urmează în această relație, în această situație. Ce trebuie tu să cunoști, da? ce va face celălalt. Bun. Și la baza pachetului avem nouă de băte. Marele preot și temperanța. Cineva se îndoiește aici în legătură cu o căsătorie sau în legătură cu un angajament serios. De asemenea, văd aici o puternică legătură cu Zodia Taur, Zodia Săgetător. Cineva nu are credință suficientă în această relație poate să fie o lipsă de încredere. Nouă de bâte vorbește despre teamă, despre oboseală. Simt aici că a fost o perioadă puțin dificilă, da, ați avut niște discuții aici în legătură cu această situație, dar nu simt eu aici că lucrurile se vor rezolva. Pentru unii este vorba despre un triunghi amoros sau este vorba despre niște probleme din punct de vedere profesional și mai văd că unul dintre voi nu poate cumva să treacă peste așa ceva. Să vedem situația în momentul de față. Avem trei de băte. Trei de băte vorbește despre comunicare. Deci, în momentul de față văd că voi comunicați ceva mai bine. Există o oarecare distanță între voi, însă eu simt aici că în viitorul apropiat se va produce o mai mare apropiere între voi. De asemenea, văd un drum scurt pe care îl faceți împreună sau niște obiective pe care le aveți împreună pentru un viitor mai apropiat. Pentru tine avem împărăteasa, o legătură aici cu zodia Taur sau zodia Balanță. Împărăteasa vorbește despre confort, despre putere. Este o perioadă din viața ta în care tu ai foarte mare încredere în tine. Îți dorești o siguranță de la persoana asta, îți dorești o siguranță financiară, îți dorești să fii iubit, iubită, Văd că ești o persoană darnică. În momentul de față, planul fizic, planul material este foarte important pentru tine. Modul în care arăți, ceea ce mănânci, ceea ce faci. Unii puteți avea un proiect în desfășurare. Da? Cealaltă persoană, asul de cupe. Aici... Ori ai cunoscut o nouă persoană, ori persoana asta e ca și cum se reîndrăgostește de tine. Asul de cupe îți spune despre noi sentimente, noi emoții pe care acest om le trăiește, în general în viața sa sau în relația cu tine. Ai legătură cu o persoană foarte sensibilă din punct de vedere emoțional. În inima ta, judecata, se pare că tu îți dorești foarte mult să-ți clarifici viața, să-ți clarifici situația în care te afli. Văd o revedere cu o persoană dragăție. Uh, dar mai văd și faptul că ai luat deja o decizie pentru sufletul tău, pentru inima ta. Cealaltă persoană, cavalerul de cupe, persoana asta se pare că își pune inima în fața ta. Văd aici o propunere de dragoste pe care ți-o face. Omul ăsta să știi că este cu adevărat îndrăgostit sau are cu adevărat sentimente față de tine. Cavalerul de cupe poate să însemne și o propunere pentru căsătorie, poate să însemne și o propunere de dragoste, dar văd aici că omul ăsta face multe lucruri și chiar este sincer cu tine, își pune inima pe tavă. 8 de monede în mintea ta, în momentul de față ești foarte preocupat cu un proiect sau cu o situație, da? totuși văd că ți este team, da? pentru că e clar aici, uite tu lucrezi foarte mult pentru stabilitatea ta, da? pentru Dragostea ta pentru partea ta profesională, vrei să iei totul încet și sigur, cealaltă persoană, roata destinului, omul ăsta se simte foarte norocos pentru că te are alături în momentul de față și văd aici că a luat o decizie în legătură cu tine. Consideră că tu ești persoana potrivită, alături de care să meargă mai departe. Da? În viitorul apropiat avem arcana majoră puterea, o conexiune cu Zodia Leu. În viitorul apropiat, văd o provocare care apare între voi. Și aici, provocarea poate să vină fie din partea unei femei, fie din partea unei alte persoane, dar cartea poate să mai însemne și uh, o activitate pe care voi o aveți în comun. Și este o activitate care presupune multă energie. Este o activitate care presupune foarte multă implicare. Să vedem pentru tine 10 de monede. În viitorul apropiat, Văd aici multă bucurie pentru tine. O legătură cu o casă, o sumă de bani, un teren, familia ta, un grup de oameni. 10 de monede înseamnă multă stabilitate. Este o energie foarte benefică. 7 de monede. Persoana asta va fi foarte răbdătoare cu tine în viitorul apropiat, va aștepta foarte mult pentru un răspuns, dar văd aici că va fi preocupat de niște bani în viitorul apropiat. În inima ta, faie tonul o legătură cu zodia Rac. Se pare că în viitorul apropiat aici tu vei face niște drumuri pentru sufletul tău. Dar văd și o bucurie, un triumf în casa ta, în inima ta, o bucurie pentru acest om poate chiar o călătorie pe care o faceți împreună, un drum, o schimbare la care munciți amândoi. Regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, mai văd aici pentru unii dintre voi, taur, fecioară, capricorn. Însă în viitorul apropiat persoana asta îți va oferi tot ceea ce poate pentru a te baza pe el sau pe ea. Va fi un mare sprijin acest om pentru tine te va ajuta foarte mult. Dar regele de monede este o persoană sigură pe ea, este o persoană sinceră pe care te poți baza și care ți este alături, da? Pentru tine, soarele, foarte frumos. Văd aici o bucurie foarte mare în mintea ta, în inima ta. În sfârșit și se clarifică drumul, în sfârșit se clarifică relația. Soarele aici poate să vorbească și despre faptul că Poți avea niște discuții cu acest om legate de un copil, legate de un proiect. E clar că în mintea ta da, va fi foarte limpede. Cavalerul de spade, persoana asta să știi că îți pregătește ceva, îți va spune ceva. Cavalerul de spade vine cu evenimente neașteptate, Vine cu ceartă uneori, dar eu simt aici că omul ăsta de mult timp așteaptă să-ți spună ceva sau îți pregătește ceva anume. Da? Hai să clarificăm puțin despre ce este vorba în acest context. da. Să vedem cavalerul de spade, pentru că sunt curioasă. Cavalerul de spade vine uneori cu surprize. Uite, o veste pe care omul ăsta ți-o dă. Fie este o veste legată de o femeie, fie este o veste pe care o ținea ascunsă și pe care acum vrea să ți-o spună. Vrea să fiți sincer, vrea să comunicați din toată inima la o vreme de seară, da, ați va spune ceva sau îți pregătește ceva. E ceva legat fie de un nou proiect, de o casă, de stabilitatea relației. Poate să fie o veste legată de o instituție pe care ți-o oferă, deci o veste de la muncă, te surprinde cu așa ceva. Dar este ceva ce omul ăsta pregătește de mult timp. Mai vreau o carte. Da. Unul ăsta aici fie va trece prin niște probleme, da, dar totuși văd că este gata să-ți spună un adevăr, da. Legat de o mutare legat de o bucurie foarte mare, hai să vedem despre ce e vorba. Mai vreau o carte. Da, omul ăsta îți pregătește ceva aici legat de zona financiară, da și te va surprinde foarte mult, pentru că eu văd bucurie, e ca și cum nu ți-a spus, ți-a ascuns, au fost secrete, dar uite că. Ca cum se clarifică, de asemenea, văd o discuție pe care o veți avea foarte rapidă, pe care omul ăsta o va iniția. Și care să știi că va schimba destul de mult lucrurile. da, Va schimba destul de mult lucrurile între voi. Uite, și văd aici că relația voastră va deveni mult mai sigură, mult mai stabilă. Inelul, norocul, deci, dragilor, aici, da, poate să însemne chiar o cerere în căsătorie sau uh, e acel moment în care vă clarificați povestea, vă clarificați lucrurile. viitorul puțin mai îndepărtat avem Magicianul. Veți avea tot felul de activități de făcut împreună. Magicianul vorbește despre o împlinire foarte mare în cadrul acestei relații, dar, pe de altă parte, vorbește și despre niște manipulări. Luna, la baza manifestărilor tale, viitorul apropiat, mă rog, mai îndepărtat pentru tine, văd o legătură cu o zodie de apă: rac, scorpion sau pești. Pe de altă parte, văd aici că îți vei face tot felul de gânduri, tot felul de iluzii în legătură cu această persoană. Și o femeie va avea un rol important. Pajul de băte, omul ăsta va fi foarte încântat de ceea ce se va petrece între voi niște activități noi pe care persoana asta le va face împreună cu tine, dar văd și foarte mult entuziasm da, pe care îl va avea. În inima ta, asul de spade, o decizie pe care tu o iei pentru inima ta, pentru sufletul tău. Ia să vedem mai departe. Cavalerul de bâte, Persoana asta va fi foarte bucuroasă, foarte încântată de noua situație, de noua relație, de noua dimensiune și omul ăsta va simți mai multă atracție față de tine, va simți mai multă iubire. Zece de spade în mintea ta. Pe zece de spade îmi spune mie despre faptul că tu în viitorul apropiat vei încheia ceva, da? Zece de spade mai înseamnă și suferință pe de altă parte, da? regele de cupe. Persoana asta va fi gata să-ți ofere iubire, poate chiar să ofere iubire mai multor persoane. Nu știu. Ideea este că acest rege de cupe vorbește despre o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar e interesant aici că pentru tine apare 10 de spade, asul de spade. Ia să vedem noi ce cu magicianul în primul rând. E un drum sau mai multe drumuri, o schimbare care apare și un final, da? Se închide o etapă sau se întâmplă ceva. Și omul ăsta vrea să o ia de la zero. Hai să vedem luna. Tu aici vei fi foarte confuz sau confuză în legătură cu acest om în viitorul puțin mai îndepărtat. Nu prea vei ști ce să alegi și vei căuta răspunsuri în toate direcțiile. Da? Hai să vedem asul de spade. Ce decizie vei lua? E, uite, tu aici vei lua o decizie legată de un final. Da? Vei închide ceva, dar uite, văd că e cu mare bucurie. Cu mare bucurie la o zi de sărbătoare sau la o zi mare. Ce închizi? Uite, alegi să renunți la niște minciuni, alegi să închizi o perioadă în care nu v-ați înțeles, o perioadă în care v-ați certat, da? Poate să fie o decizie legată de o femeie, un proiect, o femeie cu un copil, nu știu, 10 de spade în mintea ta. Uite, aici poate să însemne chiar și o nouă persoană care ți intră în viață, dar 10 de spade vorbește despre o schimbare în fața căreia nu ești chiar atât de încântat sau încântată. Celălalt. Da, uite, persoana asta să știi că e gata să meargă spre inima ta în viitorul apropiat, dar nu prea înțeleg eu de ce te simți tu așa. Acum, dacă știți că au fost minciuni, dacă știți că au fost probleme, da, ele se duc da? ele se duc. Ia să mai luăm niște cărți, să vedem în general pentru tine cum vor fi lucrurile. Uite, pentru tine va fi ceva oficial, vei avea o siguranță din acest punct de vedere. Doar că e ceva ce nu o să-ți placă într-o anumită situație. Viitorul apropiat omul ăsta va sta cu gândul la tine, mereu va sta cu gândul la relația voastră și se pregătește de un, de un drum aici. Vreau să clarificăm puțin aceste lucruri de care spuneam eu că ți le va transmite foarte rapid și care te vor surprinde, da? Să vedem despre ce e vorba. Vorba despre o speranță mare pe care omul ăsta o are și o schimbare care uh, ți-o pregătește. Și îți va spune că are nevoie de mai multă încredere. Da? Îți va spune niște lucruri care ție inițial nu-ți vor plăcea, da? Însă să știi că omul ăsta va fi sincer, da? Vei ști ce să crezi, dar la un moment dat nu știu, ori îl vei suspecta că te înșală, sau uh, nu prea vei crede tu că lucrurile vor fi chiar așa cum îți spune. Pentru că eu văd că omul ăsta va avea intenții bune, da, dar uite, văd un mare noroc pentru tine din punct de vedere financiar, sau un noroc, mulțumire, iubire, împlinire. Da? Să știi că ceea ce îți va spune omul ăsta și uh, Așa cum ți-am spus, vei rămâne și surprins sau surprinsă, e ceea ce tu-ți dorești, da, să afli. Și e ca și cum cineva pleacă deodată de undeva anume, cineva părăsește ceva, o casă, un loc de muncă, ceva aici se întâmplă. Hmm. Hai să vedem și îngerii romantici. Ce-ți spun? Pentru tine, pentru cealaltă persoană și pentru relație. Decepție, da, aici au fost niște lucruri ascunse. Că relația depinde foarte mult de tine primul Mesaj este finanțe și carieră problemele financiare Sunt un factor în dragostea ta chiar acum pentru cealaltă persoană persoana asta uite în continuare Crede că tu ești alesul sau aleasa și consideră că deja a întâlnit partenerul potrivit între voi foarte curând văd că se va lua o decizie da și este ceea ce tu dorești. Aici da, pot apărea în viața ta niște probleme, pe finanțe, pe sănătate, pe carieră, undeva anume, iar la baza pachetului, uite, spune clar, nuntă, această situație se finalizează cu o, călătorie, cu o căsătorie și este clar că acesta este sufletul tău pereche, deci e clar acest lucru. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire. Dacă vrei să mai vizionezi, eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.